I want to congratulate the domestic team. They deserve this win. Also, their fan atmosphere was really good to play basketball here. It was obvious that both teams are a little bit nervous because for us it was the last chance to catch the chance to go to the second round. And for them it's obviously very important to win all the games from the same reasons. Both teams will. Felicitări în primul rând echipei gazdă, au meritat această victorie, felicitări publicului care a fost extraordinar, a fost o atmosferă foarte bună în sală și o plăcere de jos basket într-o astfel de atmosferă. S-a văzut clar că ambele echipe au fost un pic nervoase pentru că pentru dumneavoastră lor era ultima șansă de a se califica mai departe, pentru noi de asemenea o victorie însemna un pas important spre calificare. Both teams prepared the game well, we know each other well and there was no big surprises. Our problem is that we still don't know how to use our big guy because he's a really good player, very experienced and very specific. He's more than 7 foot and this 3-point shot, but we don't use it properly in the game and most probably at the end of the game, few offensive rebounds which they made practically a decision who will win this game. Ambele echipe s-au pregătit foarte bine pentru acest meci, se cunoșteau foarte bine, nu au fost surprize. Pentru dumneavoastră, problema cea mai mare a fost că nu știu să-și folosească pivotul mare. Este un jucător cu experiență și cu calități extraordinare pentru înălțimea lui de peste 2,20 m, cu bună aruncare de 3 puncte. Nu l-au folosit așa cum trebuie și câteva recuperări ofensive la finalul meciului au făcut diferența de pe tabelă. Dacă aveți întrebări. Well, I did not make any analysis. I'm focused on my team. I know that without this win, it would be impossible to go to the second round. If you ask me, I would like your team to go because I'm friends with your coach. I don't know the other group. S-a concentrat mai mult pentru echipa dumneavoastră pentru că știau că dacă nu câștigă acest meci nu mai au șanse să meargă mai departe. Dacă l-ați întrebat pe dumneavoastră personal, ar prefera ca energia să meargă peste, pentru că este bun prieten cu domnul Constantin. Are forță energia să meargă în următorul? Da, crede că poate, pentru că am câștigat cu tatu cu aproape 20 de puncte, ceea ce înseamnă o diferență foarte mare și speră că la sfârșit să putem reuși. Dacă e prieten cu domnul Constantin, discuta să ne scutească de emoții. If you are friend with coach, you can save us from the emotion in the end. Well, if you are friend with our coach, you can save us from the emotion in the end. We are friends just out of court. The court must do his job best. Evident că sunt prieteni doar în afara terenului, ceea ce se întâmplă pe teren, fiecare vrea să câștige. Dacă ar fi să remarce pe cineva din echipa Energiei? If you want to see one of the best player in Energia, to see one of the best player in Energia. Best player? Today? Today probably number 10, because he made very important offensive rebound. He beat his opponent 3 or 4 times on all posts very easy. It was a very important point, because today, so there was no easy points, and he made it on muscles and when it was very, very important. După meciul de astăzi, numărul 10 a fi remarcat pentru că a făcut câteva recuperări ofensive foarte importante. De asemenea, a înscris în low post, depășindu-și adversarul foarte ușor. S-a văzut că azi nu se înscriau puncte ușoare, însă el, datorită și forței care a impus-o la adversar, a reușit acele puncte care, până la urmă, au făcut diferență. Este această grupă surprinzătoare? Probably surprised that we are not better because we have good budget, but we are in some kind of process to develop some young Bulgarian players with better domestic roster. Probably we will go through this group without some big problems. Today we have problem because our best shooter, who is also a young guy, did not play, so we had a problem with the 3-point shot. Poate că este surprinzător din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că nu o echipă așa bună, au un buget mare, însă anul acesta au un proiect de a
mi-a dezvoltat tineri jucători și tineri jucători bulgari. Dacă ar avea un roster cu jucători domestici mai bun, cu siguranță ar fi trecut fără probleme de această grupă. Chiar și astăzi, cel mai bun șuter al dumnealor, care este un jucător tânăr bulgar, nu a putut evolua așa cum trebuie. We have a limit for foreigners, so we have a lot of domestic players, and this is the first time for Lufoil that there is no senior national team player in the team. Au regulă cu 4 jucători străini pe foaie și depind foarte mult de jucători domestici, astfel că anul acesta este pentru prima oară când Lukoil nu are un senior de echipă națională în echipă.